Îi vedeam doar în poze. Săptămâna aceasta am reușit să-i vedem live. Participanții înscriși la castingul organizat de noi au răspuns apelului nostru și ne-au uimit de-a dreptul cu lucrurile pe care sunt capabili să le facă. În scurt timp, microfonul Must.tv va fi ținut de un nou membru al familiei noastre. Must.tv a organizat un casting pentru a selecta cel mai ambițios, curajos și frumos reporter prezentator care să ne ajute. Din 18 martie și până pe 15 aprilie, cei care se cred astfel ne-au expediat poze, iar de la începutul acestei luni s-a tot votat. Coafuri, haine originale și multe emoții. Unul câte unul pretendenții la microfonul și camerele Must.tv s-au adunat pentru a demonstra că merită. Fiecare și-a extras un număr, a completat o fișă prin care am încercat să facem cunoștință și a participat la probele propriu-zise. Unii au privit foarte lejer fișele, alții s-au concentrat mai ceva ca la examenele de absolvire, iar pe unii inspirația i-a părăsit definitiv. Mai mult, unii și-au adus și haine de schimb, că de așa se vine la un eveniment serios. Mă descurc destul de bine. Comunicabil, îndrăzneață, cred că o să fac față tuturor încercărilor. Crezi că ești deosebit de restul participanților? Cred. Prin ce? Prin faptul meu de a fi. Am puțină experiență, arăt așa la exterior destul de bine, să zic eu, și în primul rând sunt gata să lupt. Cum ar arăta primul tău material în cazul în care vii în echipa noastră? În cazul în care se va întâmpla, atunci neapărat voi găsi ceva subiecte palpitante. Nu-mi place punctul 5, pentru că trebuie să povestesc în 50 de cuvinte cea mai jenantă întâmplare din viața mea. Nu, vă rog, nu-mi dați întrebări, vă rog. Cu sau fără emoții, majoritatea au fost siguri pe ei, dar și mai sigur pe talentul lor. Siguranță, în fața oglinzii m-am gândit cum ar fi să moderez aici de la Must.tv. Trei calități care te-ar deosebi de toată lumea asta de aici. Aspectul exterior, că am făcut balet timp de 14 ani, îmi place să muncesc. Sunt sigură de sine, dar totuși câteva procente este un pic de frică. Sunt optimistă, sunt veselă și e nebunată și fac show. Îmi pare rău că nu mi-am luat partenerul meu de dans. O să recit o poezie din creațiile proprii. E ceva legat de actorie. Am talent la vodimut. Eu am să cânt. Am să mă remarc pentru un recital poetic. Chiar am să improvizez, am să încerc să fiu firesc. Mai în glumă, mai în serios, datorită evenimentului s-au creat și cupluri. Ori, în asemenea momente, destinul își face treaba. Care vezi o concurentă mai periculoasă? Of, în viitoarea mea soție. V-a zis că uite că poate vom ieși de aici de mânuță. S-a o cămașă extraordinară care m-a lăsat, m-a frăpat. Tania, iartă-mă, te rog frumos, am găsit-o pe Neonila. Fiecare casting, evident, are și un juriu, care în cazul nostru a fost tare exigent și a stat cu ochii pe fiecare participant în parte. Așteptăm să întâlnim oameni interesanți, tineri plini de inspirație, dezinvolți, dezinhibați, dornici să fie reporteri la Must.tv și care să ne propună și să ne aducă de acum înainte cele mai tari reportaje de pe piața de media din Moldova. Și mai ales așteptăm să întâlnim acel om sau acei oameni pe care noi îi căutăm. Căutați fete sau băieți? Căutăm fete și băieți. Мы должны развивать шоу-бизнес в стране и рассчитываем на то, что новые люди помогут нам в этом. Crezi că ar trebui să arate viitorul reporter, prezentator Must.tv? Ну, в первую очередь, это должно быть сексуально. Максимум эмоций и креативитати. Să fie cât mai dezghețat, cât mai încrezut și emoția să fie paralel și cu logica. Au completat fișele, s-au cunoscut, s-au pregătit imaginar și hai la treabă. Prima probă a fost cea cu cititul unui text de pe prompter. În a doua au fost nevoiți să facă un interviu, iar ultima probă a fost cea artistică, când participanții au avut posibilitatea să aleagă ce pot face ei mai bine. Să cânte, să danseze, să zică un banc sau să descopere actorul din ei. Salutare, dragi telespectatori a postului de televiziune Must.tv. Am venit să vă arate ce nu te vezi. În sfârșit, visul actrisei Anne Hathaway s-a împlinit. De ce? A venit câteva clipe. Mă așteptam să fie probă ca să citim cât mai multe cuvinte timp de o minută, oară două. Mi-a dat bătăi de cap proba cu prompterul. Nu mi-a părut nicio probă dificilă, pentru mine a fost ușor. Cei câțiva zeci de tineri au tot demonstrat ce pot face și cum s-ar descurca în fața camerelor de luat vederi sau cu microfonul în mână. Juriul va delibera în zilele următoare, iar câștigătorii vor fi anunțați pe site-ul mustv.md, pe pagina noastră
noastră de Facebook, în emisiunile noastre, dar și la telefon.